Tu rămâi la toate rece, ce val cavalul trece. Sunt niște versuri eminesciene care ne-ar putea trimite cu gândul la diverse. Analizând cu atenție opera eminesciană și făcând corelație cu viața de zi cu zi, am constatat, și vă rog să spuneți dacă sunteți și voi de acord, că este esențială iubirea cu detașare. Sau este esențial să aplicăm non-atașamentul. Poate că o să spuneți că este un paradox. Cum adică dacă iubești pe cineva, nu te atașezi? E imposibil să nu te atașezi de o persoană pe care o iubești. Însă, cu cât te agăți mai mult de o persoană, cu cât te agăți mai mult de un obiect, cu atât este mai rău. Și cu atât mai mult vei suferi la dispariția obiectului respectiv sau a omului respectiv din viața ta. Sunt Ana Maria, profesoară de limba română, dar mă consider și fascinată de dezvoltare personală. Mai am foarte mult până să ajung la un nivel, măcar la un nivel mediu, în ceea ce privește dezvoltarea personală și o spun lăsând la o parte orice modestie sau orice falsă modestie, pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori când am postat astfel de videoclipuri despre emoții, despre calm și așa mai departe, să calc pe bec. Adică să fac eu ceea ce spuneam că nu e bine să facem. Se întâmplă. Am acceptat acest lucru, m-am iertat și pentru asta și am văzut unde am greșit și ce am putut corecta. Asta nu mă împiedică să vă vorbesc în continuare. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău. Decideți voi. Așadar, iubirea cu detașare sau non-atașamentul. Ce înțeleg eu din asta? Tu rămâi la toate rece. Sigur că s-ar putea crede că e vorba despre indiferență, însă nu, nu este vorba despre indiferență. Vorbesc acum din experiența trăită, din ceea ce am constatat pe propria piele până la urmă, iar constatările sunt următoarele. În momentul în care am ținut cu dinții de o relație de prietenie, de amiciție, acea relație s-a destrămat. Mi-am dat seama că nu sunt compatibilă cu o anumită fată, da? Cu o anumită amică, prietenă. Însă aveam tendința să o tot contactez, să o tot invit în oraș, să fac pași către acea persoană. Însă acea persoană era fundamental diferită de mine și nu mă refer aici la faptul că, nu știu, îi plăcea alt gen muzical. Nu. Nu mă refer la lucruri de genul acesta, ci la lucruri ce țin de valoare, de, cum să spunem, de structură, de principiu, structură mentalitară. Dacă o persoană, haideți să vă dau un exemplu, nu iubește animalele, din start este diferită de mine. Nu vreau să o condamn, nu vreau să fiu de acord cu cei care spun că, domnule, cine iubește animalele este om bun, cine nu iubește animalele este diavol pe pământ. Nu exagerez de așa manieră încât să spun asta, însă este posibil ca de aici să derive, să se extindă aspectul acesta și în alte domenii. Da? Odată ce nu iubești animalele, e posibil să nu iubești nici copii. Am dat un exemplu. Nu este obligatoriu, dar arată ceva despre tine. Spune ceva despre tine. Sau, ok, am înțeles că nu iubești animalul, dar nu-i face rău. Măcar asta. Îți este indiferent un animal. Ok, nu sunt neapărat de acord, dar nu căuta să-i faci rău acelui animal. Din start, nu am compatibilitate cu tine. Este alegerea mea să stau de vorbă cu o persoană sau nu. Nu este nimic de condamnat. Dacă pe ea o va judeca Dumnezeu pentru asta sau pe el,
E alegerea lui. Eu nu sunt aici să judec, sunt aici doar să-mi selectez oamenii care sunt apropiați de principiile mele, de construcția mea spirituală, dacă vreți. Tot în acest sens pot să afirm faptul că am constatat că e mai bine să mă bucur de o ieșire cu cineva. Să trăiesc clipa atunci. Dar să nu am așteptarea ca acea persoană să mă caute și peste o săptămână și peste o lună să ieșim din nou. Mă bucur pe moment de un obiect pe care mi-l cumpăr, îl port cu drag, mă bucur de momentul în care îl port, de o conversație, de o întâlnire cu cineva, să nu mă agăț de acel obiect, de acea prietenă. Am observat că dacă fac greșeala de a mă agăța, lucrurile se vor înrăutăți. Deodată acea persoană nu mai are o relație apropiată cu mine. Deodată pierd acel obiect. Este clar că eu m-am atașat de acel om. M-am atașat de acel obiect și de aceea este momentul să le pierd. Așadar, non-atașamentul este sănătos, zic eu, în viața oamenilor. Dovada a fost experiența mea. Dacă, poate la începutul, era să zic la începutul carierei mele, nu e o carieră în YouTube, la începutul cum să-l numesc, momentelor în care făceam YouTube, în care postam pe YouTube, de fapt, aveam tendința să vorbesc mai mult din cărți, poate, să spun exact ce am citit în cartea respectivă, să fac o recenzie și să nu corelez neapărat cu experiența de viață. De la o vreme, probabil de aproximativ un an, am început să insist pe experiență. Și am observat că oamenii vin către mine, nu foarte mulți, e adevărat, pentru că un asemenea canal nu să aibă foarte mulți urmăritori niciodată, sunt convinsă de asta și este ok să fie așa. Vin către mine și îmi spun, interesant, nu m-am gândit la chestia asta. Da, e o perspectivă. Sau, da, am trăit și eu lucrul respectiv. Așa că întotdeauna experiența de viață trece dincolo de sticlă, cum se spune, și omul rezonează cu ceea ce spun eu. Pentru că nu e doar ceea ce spun, nu este la nivel cognitiv, este la nivel spiritual și spiritul întotdeauna trece dincolo de ceea ce se vede și ceea ce se gândește. Bun, mi-am mai notat aici faptul că este bine să-i lași pe oameni să plece atunci când ei simt să o fac. Ce înseamnă asta? Haideți să presupunem că am o prietenă. Am spus ceva similar mai devreme. Insist pe această temă. Iar eu o tot contactez. O tot bat la cap. Hai să ieșim, hai să ieșim. Nu mai mi-ai căutat. Ce se întâmplă cu tine? Da, vrei să mergem la dans? Da, vrei să mergem acolo? Și acea persoană se va retrage din viața mea. Eu voi înțelege că ea s-a distanțat. Eu nu i-am respectat ei într-un fel intimitatea și atunci legătura se va rupe. Am prietene cu care mă văd poate o dată pe an și m-am obișnuit să fie așa. Structura mea inițială nu era asta. Mi-mi plăcea, eu așa eram în adolescența mea. Mi-mi plăcea să mă întâlnesc cu fetele, poate că cel puțin în vacanța de vară ne întâlneam zi de zi. Rar era o zi în care să nu ne vedem, cine știe, să fiu eu plecată sau o persoană respectivă. Eram o gașcă mai mare, de 3-4 fete, poate și mai multe, și ne vedeam. Ne împărtășeam lucruri. Făceam petreceri în pijamale. Ne jucam, discutam, era extraordinar. Și poate că m-am obișnuit așa. Însă când am ajuns la facultate, în Constanța, am dat de niște oameni reci. Răceala și eu o aveam în mine, că altfel nu i-aș fi atras. Se pare că erau prea reci. Mult prea reci. Ați văzut că relațiile se cern. Din facultate nu știu cu câți mai vorbiți. Eu mai am două prieteni din facultate. Poate trei.
Rest, noi am fost 100 sau 90 ceva de fete. E clar că n-am putut păstra legătura cu toate. Și ca să revin la ideea aceasta, conform căreia sunt persoane cu care vorbesc poate o dată pe an și mă întâlnesc o dată pe an, însă relația noastră s-a stabilit în această manieră. Am înțeles asta, am acceptat. Poate că sunt fete cu care vorbesc la fel. Practic reluăm discuția pe care am avut-o acum un an. Da? Cu un an în urmă. Parcă ne-am văzut ieri. Și hai fată, ce mai facem? Mai știi tu ce vorbeam despre situația respectivă? Hai, continuăm discuția. Ceva firesc, ceva natural, bine așa, ca o curgere normală. Am acceptat, repet, nu am supărat că nu ne întâlnim mai des, nu am mâhnit, nu am fost mâhnită de faptul că acea persoană nu mă contactează, nici eu n-am putut să o mai fac, pentru că și eu am responsabilitățile mele la școală și poate că nu locuim în același oraș și automat distanța face o diferență. Însă mă bucur enorm de momentul întâlnirii. Atunci când sunt cu acea prietenă, pur și simplu plutesc. Și sunt convinsă că și ea simte la fel. Este ceva extraordinar. Însă nu mă atașez. Nu sunt agățată. Și ce înseamnă? Nici eu nu experimentez de mult asta. Să trăiți viața cu bucurie, zi de zi. Mă bucur că merg la serviciu. Îmi place ceea ce fac. Văd copiii. Mai face cu Tărescu o boacănă. Încerc să-l învăț. Dar nu am așteptarea ca el să învețe imediat ceea ce îi spun eu. Nu mă mai atașez de ideea mea de moralitate, de dreptate. Cu cât te străduiești mai mult să schimbi un om, cu atât nu vei reuși. Credeți-mă, am încercat să o fac și am eșuat de fiecare dată. De fiecare dată am eșuat. Când am fost atât de încrâncenată. Tu trebuie să te schimbi, tu trebuie să înveți. Așa este bine, tu nu-ți dai seama. Nu există așa ceva. Puterea exemplului este extraordinară. Copii, știți ce program am eu zilnic? Chiar ar fi o idee foarte bună să le spun copiilor asta. Eu sunt supărată, pe, de exemplu, pe clasa a 8-a, că nu învață așa cum mi-aș dori eu. Și nu mă refer la faptul că ar trebui să ia tot 10. Mă refer la a învăța în funcție de potențialul propriu. Am un copil, X. X este de 8. Ar putea ajunge la nota 8. Însă, el ia 5. Încerc să nu mă mai enervez pentru asta. Încerc să-i dau exemple. Încerc să fiu eu un exemplu de studiu, de moralitate, de demnitate. Mai presar acolo și cu o glumă, lecția. O glumă mai mult sau mai puțin bună, în fine. Și văd că acest copil evoluează. Văd că începe să vină la mine să mă întrebe ceva. Văd că la tablă se exprimă mai bine ca înainte sau face exercițiul corect. Opa, ce s-a întâmplat? Dar fără energia aceea încrâncenată, înverșunată. Trebuie să faci așa, că așa zic eu. E bine să studiezi. Nu mă mai atașez de ideea aceasta pe care eu o promovez. Nu mai promovez. Eu sunt acea idee. Eu sunt acel suflu, acel spirit. Iar copilul, dacă vede asta în mine, mă urmează. Să fiu un lider, nu pretind că sunt încă, poate am momente în care pot să fiu 50-50, sună un prieten, întreabă publicul, un lider bun, sau poate este un pleonasm, un lider nu trebuie să spună neapărat ce e cazul să facă ceilalți. Trebuie să facă el. Trebuie să fie un model. Nu trebuie să le impună celorlalți. Desigur, eu ca profesor am niște reguli, le impun cu ghilimele de rigoare copiilor niște reguli. Să stau cu mâinile încrucișate când o să văd că un elev nu-și face de 5 ori tema, este și impertinent. Evident că acționez și la notă. Însă, eu vorbesc acum despre situațiile în care
un copil cu potențial, din diverse motive, nu te urmează pentru că tu îi impui ceva. În momentul în care impui unui om ceva și te atașezi de ideea ta, vei eșua. Eu sunt dovada. Așadar, calmitate, non-atașament, detașare, ai sădit. Este ca și cum ai sădi o sămânță. Tu ai încredere că la un moment dat planta va ieși, dar nu o uzi zi de zi, cu multă apă, pui acolo exces, te gândești, haide, oare tu vei ieși mai repede, ce se va întâmpla, oare când va ieși planta asta? Mamă, ce mă enervează, ia să-mi pun leacă de apă. Nu la modul acesta. Hai, plantă odată, hai, Doamne, de ce nu se întâmplă? Eu vreau să vie. De ce nu vine? Acest domn goie al ego-ului nostru sau al actului nostru justițiar, spiritului justițiar exagerat, nu trebuie să fie atât de pregnant. Detașarea e cheia, într-adevăr. Mi-am mai notat un lucru și am făcut bine pentru că urmez acești pași. Am foarte multe idei și uneori mi-este greu să le pun în ordine. Eu nu am lăsat un animăluț să moară. Eu îl țineam legat de viață, de o viață pe care el nu o merita la modul acesta. Lui trebuia eliberarea. Este vorba despre Silvestru, motănelul meu bufant, era să zic, motănelul meu pufos, alb cu negru, o păpușă de motan, cel mai frumos motănel, cel mai frumos pisicus pe care l-am avut și credeți-mă, am avut mulți. Numai într-o vară, când eram mică, am adus 9 sau 10 pisici de pe stradă. Vă închipuiți în alte veri ce s-a mai întâmplat și acum de când sunt matură, am mai adus încă vreo 5. Dacă nu mai mulți. Eu nu lăsam pe acest pisic, care avea o boală foarte gravă, să moară. Mi s-a spus foarte clar, acesta nu va supraviețui, el își va pierde rând pe rând toate funcțiile, da, organismul lui nu va mai rezista și am mai tras el, hai că poate se va întâmpla ceva, se va întâmpla o minune, hai, Doamne, că poate va fi ok, te rog. Dar animalul zi de zi se chinuia și el trebuia eutanasiat din timp. Vreau să spun că acest animal m-a așteptat la veterinar pur și simplu, parcă din privirea lui, reieșea că vrea să se termine totul. Să fiu un păcat. Este ca și cum eu ar fi trebuit să-i dau permisiunea să moară. Și el a suferit foarte mult doar pentru că eu nu l-am lăsat să moară la timpul lui. Și cumva m-am simțit vinovată, mi-am dat seama că am fost egoistă și așa cred că este și când bunicii ne mor, când părinții, Doamne iartă-mă, vor muri și ne vom mâhni foarte tare și va fi un chin, o bună bucată de vreme, când persoane dragi din viața noastră, la fel, sau poate vor alege să se îndepărteze de noi sau să plece în străinătate sau mai știu eu ce. Nu trebuie să ne mai agățăm de nimeni și nimic. Este crunt. Singurătatea este grea. Dar la urma urmei, când punem capul pe pernă, suntem doar noi cu noi. La urma urmei, trebuie noi să fim o companie plăcută pentru noi. Asta nu înseamnă egoism, asta nu înseamnă narcisism, înseamnă faptul că noi avem un spirit pe care ni-l dezvoltăm și toți oamenii care trec prin viața noastră sunt un bonus pentru noi. Noi nu trebuie să ne agățăm de părinți, de pisici, de animale în general, de iubit, de prietene. Ei reprezintă un bonus, o sursă de energie în plus, o sursă de iubire, de lumină, de bucurie, de plăcere, de ce nu în plus. Însă
Nu trebuie să credem că dacă noi deodată nu mai avem prieteni, să presupunem că avem o pasă mai proastă și efectiv toți prietenii, amicii ne-au părăsit, viața noastră s-a terminat acolo. Sau nu trebuie să înțelegem că dacă bărbatul a plecat în altă parte, sau poate soția ne-a părăsit, sau, mă rog, pentru bărbați aici e cazul, noi nu mai putem trăi mai departe. Nu înseamnă că dacă părinții urmează cursul firesc al vieții și trec în neființă, noi nu trebuie să trăim mai departe și practic ne-am îngropat acolo. Doamne, apropo de asta, am văzut astăzi pe TikTok puterea unei fete, unei femei. Este incredibil, m-a răvășit total. Vreau să spun că dimineață am plâns, deși este 8 martie astăzi, am plâns. Le-am dat cu șapca în câine, vorba aceea, dar mi-a făcut și ziua mai bună. Pentru că am conștientizat și mai multe lucruri. Și ce se întâmplă? De când deschideți așa o poartă, un flux, parcă înțelegeți mai multe lucruri. Veniți, în viața voastră vin niște lucruri așa, unul după altul. Pur și simplu se deschide o poartă către conștientizare. O fată tânără, mi se pare că era adventistă, nu contează religia, dar ca idee, vreau să spun că e demnă de apreciat pentru că a spus că este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru faptul că i-a murit fetița. Mi se face pielea de găină. I-a murit fetița și că ea nu a fost supărată pe Dumnezeu, a înțeles de ce s-a întâmplat așa, era mai bine pentru ea, era foarte bolnavă fetița și a acceptat. Deci asta înseamnă iubire adevărată, înseamnă pace interioară, înseamnă o stare care te umple de energie. Chiar astăzi vorbeam și fac o paranteză cu o doamnă dragă mie, vorbeam despre faptul că relația cu prietenele ne umple de, relația ne umple de energie și nu ne mai trebuie nici mâncare. Când stăm de vorbă cu o prietenă, când ne place ceea ce facem, când, uite, cum fac eu la școală, pregătesc o metodă nouă, un joculeț, corectez ceva care îmi place, o fișă de lectură faină. Pur și simplu, toate aceste activități ne dau hrană. Nu știu cum, că doar nu mâncăm în timpul acela. Nu vorbesc de stomac, de umplerea stomacului. Efectiv, ne dau energie, de așa manieră încât am impresia că deja am mâncat, deja am băut, sunt fresh. Eu, acum, am venit de undeva, dintr-un loc destul de obositor, dar care m-a obosit cumva. Și condusul obosește și interacțiunea cu mulți oameni. Și în momentul în care m-am apucat de făcut acest videoclip, pur și simplu am simțit că îmi crește vibrația, îmi crește energia. De ce? Pentru că îmi place ceea ce fac, însă nu mă atașez. Nu mai vreau să mă atașez de like-urile pe care le primesc, de validarea, de posibila validare pe care o primesc pe internet. Wow, Ana, ești... Înainte poate mă gulea, poate îmi plăcea, poate abia așteptam să postez, să văd, ia să vedem, mi-a dat cineva like imediat? Cine s-o fi uitat? A, am primit un dislike! Mamă, ce mă supăram când primeam dislike! Știți cum era? Ia uite mă, eu m-am chinuit atâta, m-am străduit și am pus suflet și cine mi-a fi dat? A, cred că știu eu, cu tăreasca, cea care mi-a zis că ce fac eu, cer bani pentru munca mea. Păi ce? De ce nu dau titularizare? De ce nu dau rezolvări pentru titularizare gratuit? Că până la urmă suntem colege, da? Tu ajută-mă pe mine, eu pe tine, nu, să te și critic, dacă se poate. Ok, e alegerea ta, dacă vrei, critică-mă. În fond, fiecare oferă ce are în suflet. E în regulă. Și asta zic, nu mai sunt atât de atașată să zic, vai, oare primesc like-uri? Am 8 like-uri. De ce n-am mai multe? Ia uite-mă, 100 de vizualizări și doar 8 like-uri? Mamă! Dar oare ce face, nu știu ce YouTuber de primește atât de multe like-uri? E problema lui, e crucea lui. Eu știu cât muncește omul acela. Eu filmez cu un telefon. Eu n-am cameră, n-am studio în spate, am niște cărți. Probabil că oamenii se uită, unii dintre ei se uită și pentru această calitate a părții audio sau a părții video. Nu se uită doar pentru informațiile pe care le primesc de la mine.
Vor să vadă că sunt aranjată, că sunt țiplă, vor să vadă în spate cărțile aranjate mai bine, pe culori, pe sistem, vor să, nu știu, să nu mai vadă ușa jupuită, să nu mai vadă, habar n-am, diverse. Este ok. E libertate de alegere. Nici o problemă. Nu mă atașez. Nici măcar de acest videoclip pe care l-am făcut. Este ceea ce am gândit pe moment. Este ceea ce am gândit și am experimentat. Este ceea ce v-am împărtășit din ceea ce am experimentat în trecut. Nu regret că fac asta. Nu mă atașez de asta. Dacă primesc like-uri, este ok. Mă bucur, înseamnă că oamenii au rezonat cu mine. Dacă am primit like-uri, dar nu s-au uitat, n-am de unde să știu, dar nu m-ar bucura atât de tare, pentru că e clar că nu și-au făcut timp să asculte. Poate că au mers către ceva ce este mai bun, ce este mai profi, sau către persoane mult mai inteligente. Mă bucur că măcar le-am deschis calea aceasta către conversații sau către un monolog constructiv, pe care nu l-au găsit la mine, l-au găsit în altă parte. Foarte bine că au evoluat din altă parte. Eu voi fi aici pentru cei cu care rezonez. Este în regulă. Stăteam și mă gândeam la un moment dat, wow, vor râde oamenii de mine. Uite, mi-a apărut un coș. Uite ce problemă am. Mamă, dar ochii asta, parcă mi se vede o burtă aici. Nu, nu e a mea. Este tricou cu burtă. E rochie cu burtă. După care, un alt gând mi-a venit. Și a spus așa: dacă prin apariția ta cineva râde, ai făcut un bine. Uite-mă, i-am adus zâmbetul pe față. Tot e bine. Lasă-l mă să râdă. Ce? Voi avea un salariu mai mic dacă va râde acel om? Practic, am câștigat și eu, că și vizualizarea contează. A câștigat și el, că a râs. A, dacă este ironic, e păcatul lui. Este atât de bine să ajungi la un nivel în care nu te mai interesează neapărat părerea oamenilor sau te interesează părerea celor care contează. Pentru că o persoană care jignește automat nu contează. Cel puțin din punctul meu de vedere. O persoană care alege să-mi spună ceva într-un mod oribil, într-un mod necivilizat, vulgar, e clar că nu merită nici măcar atenția mea. Și nu o spun dintr-un aer, din niște aere de superioritate, ci o spun din inimă. Și nu mă refer la faptul că persoana aceea nu contează pentru mine ca om, ca spirit, nu contează el ca personalitate, ca persona, ca mască. Nu contează el ca, nu știu cum să mă exprim eu, nu găsesc cuvântul care să exprime adevărul. Nu contează el ca ego. E clar că problema este la el, nu neapărat la mine. Cel puțin, nu acea problemă. Dacă ar fi vrut să mă ajute, dacă ar fi avut intenții bune, mi-ar fi spus-o frumos. Cum am primit un comentariu acum ceva timp, cred că acum 2 ani, v-ar ajuta foarte mult dacă ați avea o poză profesională la profil. Foarte interesant. Și să știți că am apreciat acest aspect. Chiar am o poză profesională. Ah, da, am și postat-o. Stai că mi-am adus aminte. V-ar ajuta și un trepied, mi-a zis cineva. Foarte fain. Femeia a fost sinceră, a constatat ceva într-un mod obiectiv, mi-a enunțat acest lucru într-o manieră civilizată, deci este de apreciat tot respectul pentru ea. Se poate și așa. Alte lucruri pe care le-am mai notat aici se referă la elevi. Și pentru că sunt la subiectul iubirea cu detașare, respectiv non-atașamentul, nu mai încerc să oblig elevii să iubească materia mea, pentru că se pare că n-am reușit să fac asta. Dimpotrivă, i-am îndepărtat. Cum făceam înainte? Am făcut și de curând, da, lăsați-o așa. Unele nravuri nu se schimbă, din păcate. Mai ajustăm aici, colo. Cutărescu, ești în stare de corigență și vreau să te ajut.
fără să-l întreb dacă el vrea să fie ajutat. Deci este un abuz. Ce am făcut a fost un abuz. Stai cu mine în pauză, îți dau de lucru, facem aia, facem aia. Telefonul la mine. Vă dați seama ce drag a prins de mine, cred că m-a jurat copilul. Nu este ok ce a făcut el, dacă m-a jurat, pentru că eu îi vreau într-adevăr binele, însă nu este ok nici ce am făcut eu. Cu alte cuvinte, non-atașament. Ce înseamnă asta? Cutărescu. Ești în situație de corigență. Dacă dorești, alegerea să fie a lui, îți voi oferi un plan de recapitulare. Îți voi da un portofoliu de făcut pentru ca tu să treci acest examen. Sau, nu examen. Pentru ca tu să treci la această materie. Nu știu, un exemplu. Ok. Nu a dorit copilul? Este alegerea lui? Va rămâne corigent? Totul ok. A dorit? Super! Ești de acord să stau cu tine în pauză, să-ți mai explic ceva? Sau ai întrebări? Eu sunt dispusă să stau cu tine în pauză. Da! Vreau să mă ajutați, doamna profesoară. Super! Te ajut cu mare drag. Sunt deschisă. Dar nu abuziv. Un lucru care m-a supărat foarte tare, pentru că eu îmi iubesc elevii, dar nu vreau să mai fac cu înverșunare. Un lucru vă spuneam care m-a deranjat foarte tare, a fost o lecție de viață pentru mine și mulțumesc acelui copil care mi-a dat această lecție fundamentală. Dragilor, vreau să vă spun că m-am dus la acest copil. Nu, l-am chemat. Mi s-a părut mie așa că nu dorește să vină după terminarea orelor. Vino, te rog frumos, vreau să vorbesc ceva cu tine. L-am avertizat în timpul orei că vreau să vorbesc ceva cu el. Mi-a spus, nu vă supărați, dar eu nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Nu mi-a picat prea bine, dar i-am spus ceva de genul, ok, nu trebuie să vorbești, voi vorbi eu. Tu vei asculta. Nu prea i-a picat nici lui bine. Bine, pauza. Vino puțin până la mine. Bine, copilul. Doamna, durează mult că nu vreau să vă supărați, dar eu nu vreau să stau în pauză. Să-mi răpiți pauza. Ego-ul meu a avut de suferit. Nu zic nu. La urma urmei, de ce să iau pauza unui copil care nu dorește decât să rămână corigent? Este ok. De ce să încalc eu liberul arbitru până la urmă? De ce să-l iubesc când el nu se lasă iubit? De ce să-l ajut când nu se lasă ajutat? În momentul în care am zis, vreau să vorbesc cu tine, vreau să-ți dau ceva de lucru, să te ajut pentru... Eu am parcurs jumătate de drum. Aici este jumătate de drum. Nu trebuie să mai fac un pas, pentru că de aici încolo este jumătatea lui de drum. Mă opresc aici, te salut. Când vei vrea să vii către mine, voi fi dispusă. Dar eu nu te voi mai forța. Alegerea îți aparține în totalitate. Așa trebuie să fii în orice relație. Nu pot trage de un bărbat să ia o decizie. Nu pot trage de o prietenă să ia o decizie. Nu pot trage de un elev să mă iubească, să mă respecte, să-și facă temele. Nu. Refuz să fac asta. Nu spun că nu voi mai călca în greșeli. Nu spun că nu voi mai avea impulsul sau tendința de a mai face asta. Cu siguranță voi mai avea această tendință, pentru că mă cunosc și nu învăț atât de ușor din greșeli. Însă, ce vreau să subliniez este faptul că o să fac asta și știu din ce în ce mai rar. Pentru că mi-am dat seama că metoda asta prin detașare funcționează mult mai bine și este un consum mai mic pentru mine. De ce să mai consum atâta energie? De ce să nu mă bucur de viață? Să nu apreciez oamenii care vin către mine, copilașul care vine în pauză și mă întreabă, doamna, dar acolo cum trebuia să facem? Doamna, dar eu nu prea am înțeles acolo. Oare mai puteți să-mi explicați încă o dată? Ce carte să mai citesc? Adică mai degrabă mă canalizez energia și atenția către copiii care merită cu adevărat atenția mea decât către acel copil care spune că el are ceva foarte important de făcut în pauză
și că lui practic nu-i pasă de viitorul lui. Până la urmă nici nu trebuie judecat doar copilul. Acolo e vorba și despre familie, despre părinții care poate nu iau să zic ce trebuia la momentul oportun, poate că e scăpat de sub control acel copil, nu știu. Este o problemă mai profundă și eu nu pot să judec, eu nu pot să contest educația pe care au făcut-o acești, i-au făcut-o acești părinți. Problema este mult mai gravă decât ar părea și deja sunt foarte mulți factori în, acest, în această ecuație greu de rezolvat. Singurul răspuns, singura rezolvare se află chiar la copil, până la urmă fiind și o clasă destul de, într-o clasă destul de mare, da? Gimnazial, mă refer la clasele a 7-a și a 8-a, deja se conturează personalitatea, intervine ideea de responsabilitate, eu nu pot să-mi asum cealaltă jumătate de drum despre care am vorbit puțin mai devreme. Așadar, detașare și cu elevii, iubire până la un punct, nu intrăm cu bocanci în viața nimănui, așteptăm să vină către noi să parcurgă cealaltă jumătate de drum. Acest lucru se poate întâmpla și în privința unui iubit. Eu nu pot trage de un bărbat să vrea în viața lui, să-mi demonstreze că putem merge mai departe, sau nu pot trage de, dacă eram bărbat, aș fi spus, nu pot trage de o femeie, până la urmă, în asemenea mod vulgar sau chiar abuziv, spiritual. Cumva, metafora drumului, metafora mijlocului de drum, se poate integra sau se poate insera în orice tip de relație. Acolo, la mijloc, trebuie să fie unirea. Eu nu pot face lucrurile pentru tine, tu nu le poți face pentru mine. Noi putem să ne conectăm, noi putem avea o conexiune, noi putem învăța reciproc, unul de la, evident, reciproc asta înseamnă unul de la celălalt, însă dacă eu pun și un pas, fac și un pas în perimetrul tău, s-ar putea să am de pierdut și să fiu nevoită să sufăr extraordinar de mult, iar tu să dai 5 pași înapoi. Aveam o elevă la un moment dat care, când vorbea cu un copil, venea pur și simplu să ne imaginăm aceasta este eleva, acesta este celălalt copil, da? Eleva abuzivă. Venea către copii, nu știu, și băieți și către, și către băieți și către fete, așa, foarte aproape. Și copilul celălalt ce făcea? Avea tendința să se dea în spate. Ce venea aici? Nu să se dea în spate. Venea după copilul respectiv. Pentru că tendința aceasta este cu cât vii mai agresiv către mine, cu atât mă voi da la distanță. Voi da la o parte. De ce? Pentru că tu deja ai parcurs prea mult din drum. Și nu mi-am lăsat spațiu. Nu mi-am lăsat liberul arbitru să decid eu dacă vreau să continui drumul astfel încât să ne întâlnim la jumătate. Lucrurile trebuie să fie echilibrate. Și cred că acest echilibru trebuie păstrat în viața de zi cu zi, în toate punctele de vedere. Știți cum este? Uneori este foarte greu. Și doar când suntem conectați la momentul prezent, deci efectiv așa e, când suntem aici și acum, putem să ne conectăm la această energie și la acest echilibru. Deci nu există altă variantă decât a prezentului. Iubirea cu detașare, non-atașamentul, calmul, echilibrul, se găsesc numai în momentul prezent. Eu, din start, dacă m-am gândit la viitor, mă gândit la viitor în ce sens? Așa, într-un mod obsesiv, nu mai sunt în prezent și am pierdut echilibru. Dacă îmi proiectez foarte mult în viitor, da, și când vom merge în Barcelona, vom face aia, aia, aia. Și când ajung acolo, mă trezesc că de așa natură a fost contextul încât n-am putut să urmez acel plan. Ah, nimic nu merge bine. Păi nu, nu-ți merge bine pentru că tu te-ai focusat pe viitor, ți-ai plănuit pas cu pas
și nu te-ai lăsat purtată și de prezent, de energia prezentului. Și n-are cum să-ți meargă bine. Sau sunt pierdută în trecut. Da, ține-o minte că mi-a făcut nu știu cine ceva și îl urăsc și vreau să mă răzbun pe el. Din start, dacă m-am dus cu energia asta blocată în trecut sau blocantă, dacă există cuvântul în dex, o să-l căutăm. Nu mai trăiesc prezentul, nu mai trăiesc în aici și acum. Sunt deconectată, n-am treabă cu iubirea. Sub nicio formă. Ce înseamnă, de fapt, iubirea? Nu știu, eu asociez foarte mult iubirea cu prezentul, cu trăirea clipei. Însă, știți cum este și cu trăirea clipei, apropo de tu rămâi la toate rece? Ce val, cavalul trece. Cred că trebuie să mai reducem puțin din intensitate. Avem două variante. Ori reducem din intensitate ca să suferim mai puțin când pierdem ceva sau pe cineva. Automat, dacă te-ai implicat 100%, automat vei suferi mult mai puțin. Nu vei da 100% în suferință. Vei da 49%, vei da 40%, vei da 30%. Habar n-am. Depinde acum și de relație. Ori varianta a doua, în care trăiești clipa, carpe diem acela, efectiv clipa, intens, 100%, și realizezi detașarea după. Nu înseamnă că nu mai iubești acel om. Nu înseamnă că nu mai respecti, că nu mai apreciezi, însă nu te agăți așa de el. Văzusem undeva că acele, pe TikTok, tot pe TikTok. E bun și TikTok-ul ăsta la ceva, dacă știm să selectăm. Ca tehnologia, în general, ca orice, în general, echilibrul. O tipă arăta cum simte ea când primește mesaj de la Cutărescu, de la iubitul ei, care vine, care ies jos cu flori sau nu știu ce. Vine la ea. Bum, 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 bum. Și avea așa fel și fel de respirații din astea, așa. Și tremura fata. Iar altă doamnă, cred că era o doamnă psiholog, comenta acest videoclip al primei fete care simțea fel și fel de tremurici în corp când venea ăsta, X. Și Don Juanul ăsta și zicea doamna psiholog, domnișoara psiholog. Aceste reacții sunt reacțiile unor persoane care vor avea o relație toxică. Deci ceea ce urmează să se întâmple este să se apropie de o persoană care va fi toxică, se va dovedi a fi toxică pentru X, pentru tipa asta care tremura. De ce? Pentru că un om care îți dă asemenea stări îți activează niște traume. Poate știți teoria aceea, nu o să insist foarte mult că nici eu nu cunosc extra, n-am citit chiar foarte multe cărți pe această temă, conform căreia noi atragem niște parteneri în funcție de părinții noștri, în funcție de traumele pe care le-am avut și care n-au fost vindecate din copilărie. Adică eu dacă, haideți să dăm un exemplu concret, dacă eu am avut, să zicem, un tată, nu știu, care mă pocnea pe mine și pe maica mea și după aceea venea cu flori și ne cerea iertare și își cerea. Nu, ne cerea, am zis bine. Ne cerea iertare. Și vai, eu nu mai fac, promit, nu vă mai bag, nu vă mai ating cu un deget niciodată, tra-la-la, uite floarea asta, haideți, luați de aici, sunteți averea mea și nu mai pot după voi, vă iubesc, nu mai pot. Ok? Voi atrage, dacă am avut un astfel de tată, un partener care va face ceva similar. Poate nu mă va pocni, să nu exagerăm. Va fi foarte gelos. Va face scene de gelozie în public. Va veni la mine după aceea cu jigniri. Bate cu pumnul în masă. Că s-a uitat ăla la tine. Cu ce s-a întâmplat? Mi s-a părut că și tu ai făcut ochi dulci lui Cutărescu. Mamă, ce ai putut să faci? Nu te mai suport. Ești o femeie ușuratică. Jigniri, agresivitate și așa mai departe. Ei bine, de ce m-am simțit atrasă de un asemenea bărbat? De ce continui să-l iert? Pentru că el vine cu flori după aceea.
așa cum făcea și taică-miu. El vine cu lulu, vai, iubita mea, pare atât de rău, nu pot să cred că sunt un prost, un nebun, cum am putut să fac așa, că tu ești cu minte și ești fată serioasă și... Nu mai fac, promit, îți promit tot sufletul. Se activează sindromul acela, sper că nu spun o prostie, Stockholm, de atașament, iubire, toxicitate, nu știu, iubire toxică față de agresor, abuzator. Da? Eu sunt victimă și el este abuzator. Și atunci mi se activează traumele din copilărie. E interesant. Practic, el este... Apar în viața noastră acei oameni care ne apasă niște butoane. Ce înseamnă ne apasă niște butoane? Păi, asta înseamnă că noi nu am vindecat ceva. Și vine X în viața noastră și ne arată că noi trebuie să vindecăm chestia aia. Ce n-am vindecat noi? Păi n-am vindecat în relația cu tatăl acest aspect. Taică-miu, până a murit, a fost un om, să zicem, nu vorbesc despre tatăl meu, vă zic la modul general, da? Să presupunem. Tatăl meu a fost un abuzator. A fost un om care ne-a lovit și venea cu flori după aceea și gata, se ștergea totul. Hai mă, că îi mai dăm o șansă. Și se reitera chestia asta. Dar noi n-am vindecat că tipul a fost omul ăsta în viață, acest aspect. N-am discutat față în față cu tata. Măi, tată, uite, măcar când sunt după 18 ani încolo, uite, tu m-ai rănit pe mine când ai făcut asta. Eu m-am simțit neajutorată, m-am simțit umilită. Cum crezi că poți remedia treaba asta cu sora mea mai mică sau cu mama sau nu știu. Hai, că eu m-am mutat din casă, nu mai am treabă cu tine, ne vedem și noi o dată pe lună. Dar viața ta nu va fi în regulă dacă tu vei, te vei comporta așa și cu alte persoane sau cu surioara mea sau nu știu ce. Cum poți remedia? Deci acea rană nu a fost vindecată. Eu nu m-am vindecat pentru faptul că el mi-a făcut asta și atunci problemele vor interveni. Și voi atrage, spuneam, un partener la fel. De ce? Tocmai pentru că vin în viața noastră oameni care ne arată ce avem de vindecat. Eu, pentru că n-am vindecat cu tata, voi vindeca, voi avea șansa de a vindeca cu iubitul. Dacă eu mă voi despărți de acest iubit abuzator înainte de a fi vindecat problema, ce să fac? Ce să vedeți? Mă voi îndrăgosti de un alt abuzator care va face chestii similare. O să zic, aia, da, mă, dar ăsta, uite, nu e gelos. Nu face așa la gelozie, nu are crize de gelozie. Ok, nu are, dar el face altceva. El are treabă cu banii. Unde sunt banii? Ți-am dat bani pe mână. Ce ai făcut cu ei? Firai tu să fii. O mai trage și o scatoalcă. Deci cumva, tot pe tiparul acela, e numai că subiectul e diferit. Dar e tot abuzatorul, e tot tata, e tot figura paternă, neremediată, nerezolvată. Problema a rămas la fel. De ce? Pentru că eu nu am acceptat situația, pentru că eu nu am comunicat nevoia mea, eu nu am vindecat în mine și poate că și eu am în mine o agresivitate pe care mi-o reflectă celălalt. Suntem oglinzi. Asta știm deja. Trăiesc în prezent și cu o prietenă, cu o amică, spuneam, trăiesc o conversație la un ceai, trăiesc o petrecere împreună, trăiesc din plin momentele pe care le petrecem, cuvintele spuse, însă nu am așteptarea ca ea să mă caute și mâine, nu am așteptarea să mai petrecem o astfel de seară, săptămână de săptămână. Mai aveam o problemă înainte legată de întâlniri. Vedeam două prietene că se întâlnesc și pe mine nu mă chemaseră. Însă pe mine nu mă chemau la acea întâlnire. Însă am conștientizat faptul că poate ele sunt mai compatibile, poate vorbesc lucruri pe care în prezența mea nu le-ar putea vorbi. Nu neapărat să mă bârfească pe mine. Nu știu. Cunosc ele un băiat. Eu nu știu nimic despre ăla sau nu mă interesează subiectul, n-am dat semne că m-ar interesa. Și ele comunică mai bine pe partea aceasta de relații, să spunem. Sau, nu știu, din întâmplare s-au văzut în oraș. Și au decis să meargă împreună, să-și facă o poză, s-au simțit bine și au postat-o pe internet. Dacă vreau, dau like, dacă nu trec mai departe, dacă vreau să le reproșez, n-ar fi bine să le reproșez, dar să spun, uite mă, atunci când ați fost, oare putea să mă chemați și pe mine? Deși nu cred că ar fi indicat să fac asta, pentru că dacă ele n-au simțit să mă cheme sau nu s-au gândit, au avut alte priorități. Și până la urmă,
orice om e liber să facă ce vrea. Și eu, când voi ieși cu altă prietenă, nu se vor supăra, nu-i așa, aceste fete. Nu trebuie să faci din răzbunare, trebuie să faci dacă simți asta, dacă așa, consider pe moment. Sunt momente în viața în care rezonăm mai mult cu o anumită prietenă și în alte momente rezonăm cu altcineva. Și atunci este regulă, cred, să facem asta. Ieșim pe rând. Ies astăzi cu o prietenă, mâine ies cu altă prietenă, am alte subiecte pe care le abordez, este un alt vibe. Dacă ne-am întâlnit toate trei, cineva s-ar simți în plus, ori eu, ori una dintre cele două fete. Discuțiile ar decurge altfel, adică sunt alte lucruri aici la mijloc. Și atunci trăiesc în prezent, fără atașament, cu detașare, o îmbrățișare ca să și rimeze. Și cred că este esențial acest lucru și este chiar eliberator. Așadar, suferința va fi foarte mare pentru un om care își iubește autoturismul, dacă mă gândesc și la obiecte acum, pentru că da, sunt persoane care se atașează și de obiecte. Am și eu, de exemplu, niște creme sau un parfum care place foarte mult sau un caiet. Uite, dacă mi-aș pierde, de exemplu, dacă mi-aș pierde niște cărți din spatele meu și dacă ar lua foc, să zicem, Doamne ferește, biblioteca, sau dacă i-aș muta o carte unei prietene și nu mi-ar da înapoi, cred că aș suferi. Mă zice, Doamne, ce mi s-a întâmplat asta? Dar dacă aș sta și m-aș gândi, poate că acea fată are mai multă nevoie de cartea aceea decât aș fi avut eu. Poate n-am mai luat lucrurile așa, că știți ce se întâmplă? Într-o zi murim și nu luăm nimic fizic după noi. Practic, nimic nu mai contează. Și atunci și cărțile acestea pe care le am eu în spate, pe care le iubesc atât de mult, nu ar mai conta. Nu ar mai conta decât în măsura în care ele m-au ajutat să evoluez spiritual și intelectual. Acolo, da, este un lucru extraordinar și pentru asta contează. Însă, din alte puncte de vedere, nu. Să fie așa ca un flow, ca un flux. Să treacă prin mâinile mele cartea, să o citesc, să-mi placă, să rețin ceva, să integrez în viața mea. Pentru că odată ce integrezi, nu mai poți uita. Este cu tine, ai în tine acea informație. Nu-ți mai trebuie cartea să o răsfoiești la infinit. Asta în eventualitatea în care s-ar pierde, să spunem, sau ar dispărea. Asta contează. Și pentru că spuneam de autoturism, tatăl meu a avut un accident de mașină, destul de grav. Și bea foarte mult mașină. Și mașina s-a făcut praf în accident. Astfel încât o persoană care a văzut mașina la, nu știu cum se spune, la Rabla, nu știu unde se pun mașinile care sunt accidentate, e un depozit, ceva, nu mă pricep la cuvântul, nu știu care e cuvântul, în fine, acel om a spus: șoferul este mort, nu-i așa? Pentru că mașina era cumva făcută acordeon. Mașina distrusă, mașina destul de scumpă. Nu. Tatăl meu a trăit, tatăl meu a fost salvat din acest accident. Și știți cum e? Fiecare învață o lecție sau nu din ceea ce experimentează. Dacă lecția lui a fost să nu mai iubească obiectele materiale, lucrurile materiale, pardon, atât de mult și și-a asumat și a acceptat această lecție, înseamnă că este bine. Mai grav este când sunt persoane care nu învață din asta și doar se lamentează și spun: Doamne, cum mi s-a întâmplat mie asta? De ce? Și când te uiți în jur și vezi că sunt oameni orbi care, Doamne, am văzut o tipă pe internet, frumusețe de fată, crețulină, așa. Sunt oameni orbi care spun: da, eu așa sunt, eu nu văd, eu
Așa trăiesc de mult timp, de la începutul vieții, practic. E ok, n-aș ține neapărat să văd, am alte plăceri, pot mirosi, pot gusta, pot pipăi. Doamne, când vedem asemenea oameni că trăiesc cu atâta intensitate, trăiesc din plin viața, din nou mi se face pielea de găină și nu de la frig, pentru că e destul de cald în casă. Ne gândim, Doamne, sunt o netrebnică pentru că m-am plâns vreodată. Cum e posibil să mă fi plâns? Cum e posibil să fi spus că viața mea este grea sau să fi comentat la adresa lucrurilor care mi s-au întâmplat sau la adresa unor persoane, mai bine spus, când această ființă oarbă, această ființă cu handicap, această ființă care i-a murit copilul, pot trăi mai departe? Eu ce drept mai am, practic, să mă plâng? Păi trebuie să-mi dau cu pumnii în cap și să mă iert, să mă cert. Și după aceea să mă iert pentru că am făcut prostia de a mă plânge de așa ceva. Adică sunt oameni care duc mult mai rău, sunt oameni care... Astea sunt probleme reale. Sunt oameni care au pierdut totul, poate. Și ne plângem că nu i-a ieșit unghia cum ar fi trebuit sau ne-a tăiat cineva calea sau ne-a arătat cineva degetul mijlociu pe geam că, nu știu, ce i s-a părut lui. Sau că ne-a bârfit o fostă prietenă amică sau că chiar și că ne-a părăsit iubitul sau chiar și că, nu știu, ne-am împiedicat sau am pierdut 100 de lei pe drum. Sau că ne-a trădat un prieten. Nu știu dacă astea sunt motive de supărare, motive de ceartă, motive să spunem că Dumnezeu nu ne iubește sau că Dumnezeu nu există sau că trăim degeaba, că mai bine murim, asta nu-i viață. Mă uit la unii elevi care fac drame din orice, mă uit la mine, că mi se întâmplă să mă plâng de lucruri care nu sunt atât de importante, mă uit la alte prietene, la alte colegi, la alți colegi care experimentează aceleași aspecte și mi-aduc aminte de fata aceea oarbă. Mi-aduc aminte de fata aceea care i-a murit fetița. Și mă mai gândesc, păi ce supărată trebuie să fiu. Mă, hai să găsesc un motiv de supărare. Nu se poate. Haideți să ne bucurăm de oameni, de lucruri. Să trăim din plin, dar să nu ne mai agățăm de nimeni și de nimic. Oare putem face asta? Vă mulțumesc, dragilor, pentru că sunteți aici cu mine și chiar și like-ul acela, dacă l-am, eu îl apreciez. Dacă am putut să îmbunătățesc viața cuiva, măcar viața unei singure persoane. Prin tot ceea ce am spus aici timp de o oră, au trecut deja 59 de minute, eu mă bucur din toată inima. Nu pot zic că mi-am făcut datoria, că n-am datoria asta neapărat. M-am împlinit spiritual, m-am dezvoltat spiritual pe această cale. Și mi-a recuperat energia pe care spusesem că mi-o pierdusem la mijlocul acestei zile. Vă mulțumesc! Vă doresc numai bine. Nu pot să vă spun că vă iubesc, că ar fi o minciună să spun cuvintele acestea mari. Mai sunt artiștii pe scenă care spun: vă iubesc, Timișoara, Arad, București, Craiova, vă iubesc. Totuși, nu poți să iubești niște oameni pe care nu-i cunoști. Poți să ai recunoștință față de persoane sau poți să apreciezi niște persoane. Dar iubirea, totuși, este profundă, este mult mai mult decât un cuvânt aruncat în vânt. Numai bine, sănătate, iubire cu detașare, iubire din plin, non-atașament. La revedere!